Concursul susținut de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură s-a desfășurat în provincia Yunnan și a durat 4 luni, până în noiembrie 2020. Chiar dacă la început fermierii experimentați erau în avantaj, cu timpul au pierdut teren în favoarea inovațiilor tehnologice controlate de oameni de știință. Aceștia au pus în funcțiune mai mulți senzori inteligenți conectați la internet și sere automatizate. În rezultat, ei au obținut în medie o producție de 6,86 de kilograme de căpșuni, comparativ cu 2,32 de kilograme cultivate de oameni, ceea ce înseamnă cu aproape 200% mai mult. De asemenea, rentabilitatea investiției a constituit 75,5%. Întrecerea digitalizată a arătat încă o dată că așa numita cea de-a patra revoluție industrială în agricultură este inevitabilă, mai ales că, potrivit estimărilor, populația Pământului va ajunge la 10 miliarde de oameni până în 2050, adică cu aproximativ 3 miliarde mai mult decât sunt în prezent. Progresul tehnologic a devenit și mai iminent, după ce pandemia de coronavirus a pus la pământ sistemul alimentar.